Cerere de ultimă oră a părinților elevei olimpice care a murit în Piatra Neamț după ce ar fi fost drogată de un tânăr pe care l-a cunoscut pe internet. Familia Șarei vrea ca și părinții bărbatului să fie acum trași la răspundere din punct de vedere financiar, având în vedere că moartea fetei a avut loc în condiții suspecte în casa lor. Mai mult, cer să fie extinsă urmărirea penală față de tânărul eliberat din arest înainte de revelion. Colega mea, Georgiana Murgilă, l-are alături pe avocatul Adrian Cuculis, avocatul familiei victimei, și vine cu detalii. Georgiana, vă ascultăm. Bun găsit! Iată controverse și revoltă după ce cel către care arată cu degetul familia Șarei a fost pus în libertate. E la acasă la el, domnule avocat. Ați făcut cereri și cu privire la anchetarea celor care i-au dat droguri acestui băiat care la rândul lui a drogat-o pe Șara, pe de-o parte, și pe de altă parte, și tragerea la răspundere din punct de vedere bănesc al familiei acestui băiat, având în vedere că locuia cu familie. Da, și începe prin această precizare. Clar trebuie să schimbăm legislația, pentru că în ceea ce privește măsura preventivă sau orice măsură preventivă din cadrul unui proces penal, părțile vătămate n-au niciun cuvânt de spus. Adică nu suntem citați, noi nu putem să propunem probe, nu putem să spunem niciun fel de cuvânt, și atunci este revoltător în momentul în care acea persoană, chiar dacă este mai mult sau mai puțin un copil care a săvârșit o faptă penală în imobilul respectiv, practic el se întoarce în locul unde a săvârșit fapta respectivă, adică a omorât un alt copil la rândul lui. Asta este acuzația dumneavoastră? Păi este acuzația parchetului, pe care bineînțeles că noi o susținem și este susținută inclusiv de probele care au fost ridicate de acolo, din imobilul respectiv, de la mansardă. Fac și precizarea totuși că există o conivență, eu spun infracțională, pentru că este inadmisibil ca un polițist să constate că o persoană este decedată într-un imobil, iar un lucrător al serviciului de urgență de la ambulanță să vină și să facă curat în urma celui care a săvârșit acea faptă. Pentru că noi știm foarte bine, se vede pe acele filmări, cum acel lucrător al serviciului de ambulanță, practic vine, ridică o pungă cu nu știm ce, iar ulterior părăsește imobilul fără să cunoască ce a ridicat de acolo. Poate erau alte droguri, poate erau substanțe interzise care puteau să-i fie imputate acestui personaj. Cert este că el este acasă în momentul de față, este o decizie care, atenție, este în momentul de față definitivă. Scurt, ați cerut extinderea urmăririi penale cu privire la el și pe alte infracțiuni? Da, am cerut această extindere a urmăririi penale, inclusiv cu privire la îndemnul de a consuma substanțe interzise.